Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt președintele de onoare al Partidului Democrat, domnul Dumitru Diacov, și comentatorul politic, domnul Andrei Popov. Bună seara, domnilor, și vă mulțumesc tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Bine am găsit și... Domn Popov, eu pot pleca? Vă clarificați cu domnul Diacov? Nu avem ce să ne clarificăm. Deși cu domnul Diacov nu e atât de simplu, așa că eu propun 2-1. Eu propun să fie o discuție echilibrată, sunt multe subiecte discutate. Domnul Diacov este în politică veteran, dar eu îl cunosc încă din 1988 și îl respect. De aceea am și niște întrebări, dacă voi avea ocazie. Eu o să am grijă să vă echilibrez pe amintele. Domn Popov, haideți să începem cu dumneavoastră. Se pare că e cam un an jumătate de când ați plecat din Partidul Democrat, văzând unde a ajuns PD-ul, la ce putere are PD-ul, la cât de mult și masiv se bate în ușa PD-ului, toți vor să vină acolo și să adere. Gata. Ați reușit deja să regretați plecarea din Partidul Democrat sau încă nu? Nu, niciodată n-am regretat și îmi pare... am sentimente mixte vis-a-vis de așa zisă puterea Partidului Democrat și maniera în care funcționează, dar dacă voi avea ocazia, voi explica de ce. Mm-hmm. Domnul... Dar țin la acest partid, într-adevăr, și la oamenii de acolo, deci voi vorbi cu oarecare subiectivism, ca un om care a intrat în acest partid în 2009 într-o atmosferă polarizată în societate, care a crezut în programul, în oameni, în doctrină și a avut dezamăgerile sale. Ca să continuăm pe aceeași tonalitate lejeră, dumneavoastră, domnul Diacov, cumva ați reușit să regretați plecarea domnului Popov? Sau vă este indiferent? Nu, nu. La câți oameni vin la dumneavoastră? Domnul Popov este în orbita noastră, orbita noastră de gândire. Uh-huh. Eu cred că îl cunosc bine pe domnul Popov, pe Andrei Popov, de mulți ani de zile. Eu știu că el gândește politic, ca și mine, ca și noi, ca și... Ca și dumneavoastră, poate. Un politician de centru-stânga împărtășește valorile pe care noi le-am pus la baza Partidului Democrat. Eu, nu știu, părerea mea este, nu vorbesc pentru dânsul, că el nu întâmplător a venit la Partidul Democrat, a venit anume ghidat de aceste convingeri. Faptul că a plecat, eu cred că nu, părerea mea totuși, că nu a fost un simplu protest, a fost o conjunctură de evenimente, uh-huh, și dorința lui Andrei de a se manifesta altfel. Partidul, orice partid n-ar fi, că e dreapta, că e de centru, că e de stânga, cere o anumită disciplină. Andrei este puțin rebel în comportamentul lui, dacă mă greșesc să spui. El nu vrea să fie standardizat. Dar orice partid are standardele sale de comportament, de ideologie. Nu poți, chiar dacă nu ești de acord cu o idee, dacă apreciezi partidul, nu poți să ieși să spui că uite, eu sunt deștept, sunt mai deștept de colegii mei și eu gândesc în felul ăsta. Dacă ești deștept, dacă ești mai deștept decât colegii tăi, vină și discută în interiorul partidului. Propune și mai departe. Deci, așa, o meditație pe marginea acestui subiect. Eu cred că Andrei, mai devreme să mă târziu, să vă implica în politică, mă gândesc, sper, sau... Dar oricum, ceea ce face el astăzi este strâns legat de politică și influențează politică și inclusiv, cred că, și Partidul Democrat. Iată, după acest schimb de complimente... Domn Diacov, dar dumneavoastră aveți așa un sentiment uneori de... parcă v-ar fi rușine când vedeți cât de mulți vin la PD în ultima vreme. Doar dumneavoastră, cum spunea și domnul Popov, atâta experiență, știți pentru ce vin oamenii acolo,
Și știți da. Că exact ca și pe CRM-ul, care avea 71 de mandate, azi are 7, și tot așa va fi și la PD odată și odată. Mai devreme sau mai târziu. Nu. Da, dar asta pe voi vă deranjează mai tare sau pe mine trebuie să mă deranjeze. Eu cred că este un fenomen caracteristic pentru țările ca Republica Moldova, unde nu există experiență politică, nu există cultură politică, nu există tradiții. Asta în America, din tată în fiu, deja în câteva secole, oamenii sunt în același partid. Și este foarte important pentru întreaga familie ca comportamentul tău să corespundă tradițiilor. Noi ne credem, ia uitați-vă, hai să numărăm câte partide au existat în Republica Moldova. Eu mă mândresc cu faptul ca fondator a partidului că acest partid există. Eu mă mândresc cu faptul că acest partid are foarte mulți oameni la locul său. Oameni cu obraz, oameni moderați, oameni care pot să fie la diferite nivele, pot să fie de folos acestei țări. Când vin mulți, asta este, dacă vreți, reversul, dacă vreți, povara oricărui partid care este la guvernare. Și dacă ați vorbi cu un partid sau altul, prin cei care au fost la guvernare, toate au avut această povară. Eu vreau să vă spun că acești oameni care vin foarte repede, ei foarte repede și pleacă. Nu, de acord. Eu sunt cam tinerel și nu mi-aduc aminte bine. Da. Dumneavoastră, cred că ar trebui să țineți minte. Dar noi am avut în istoria țării noastre vreun parlament de genul care avem acum ca să plece atât de masiv dintr-o parte în alta? Sigur că nu. Nu, așa de masiv nu. Dar fenomenul este caracteristic pentru Republica Moldova. Dacă apropo de caracteristic pentru Republica Moldova și Partidul Democrat, mandatul popular a fost acordat partidelor. Mi-aduc aminte, Partidul Liberal Democrat a avut 23 deputați, acum are 5 fracțiune. Partidul Comuniștilor, 21 deputați. Asta dincolo de maniera în care el a fost coborât artificial. Tot lumea știe, da. Acum are 7. Partidul Liberal mai puțin au plecat, dar au plecat mulți. Partidul Democrat a obținut, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, 15,9%. 19 deputați. Pentru care au votat oameni. Acum are 42 deputați. Majoritatea din deputații care au venit acum în partid și sunt și vicepreședinți, domnul Vitiuc și Fruntaș, Violeta Ivanov și alții, în campanie din toamnă 2014 au atacat și au criticat virulent, nu doar Partidul Democrat, nu doar pe domnul Plahotniuc, dar și deseori cursul de integrare europeană. Și ei s-au întâlnit în campanie electorală, domnul Diacov, cu zeci și sute de mii de oameni. Și le-au promis. Cine că va lupta cu oligarhul? Pele de meu, care s-a acum Angela Gachi, domnul, nu vreau să-i numesc, îi cunosc practic pe toți și nu judec pe nimeni. Dar comuniștii criticau cursul de integrare europeană. Și iată acum oamenii cu care ei s-au întâlnit, la sate, la oraș, la casă de cultură, pe la mahale, îi privesc și scrucesc. Și anume, asta este una din cauze. Nu faci iluzie. Oamenii nu privesc și oamenii... Da, bine, exact. Fiindcă oamenii deja, nivelul de saturație și de lehamete, față de fățărnicie și de maniera cum politicienii spun una de a fac alta, a atins cote maxim. Vorbind de Partidul Democrat, am o durere personală, cunosc și sunt de acord cu Lundiacov și o să spun poate mai multe, acest partid a absorbit ca un aspirator, mai ales în ultimii ani de zile, oameni de calitate și au venit foarte mulți oameni cu experiență, care din vari motive s-au dat cu puterea. Dar oamenii au acumulat experiență și din guvernarea comunistă, și din guvernarea alianței din PLDM. Și oamenii ăștia au experiența lor. Eu nu judic pentru faptul că n-au făcut gesturi și n-au plecat. Dar eu ce văd, două lucruri. Sau trei. Primul lucru. Văd că atunci, cu toate că vorbește despre schimbarea mentalităților, despre nouă cultură politică, despre consecvență, Partidul Democrat obișnuiește nu doar publicul larg, dar pe fruntașii, mai ales oamenii tineri care au venit, naivi, desigur, romantici, cu cinism, cu fățărnicie.
Și acest lucru intră deja în obișnuință. Scopul, scuză mijloacele. Nu, eu am vorbit cu oameni reali ca și dumneavoastră, care întâi au făcut campanie pentru Marian Lupu. După aia, babam, Lupu se retrage, chipurile o să ține pe Mariana, pe Mariana, pe Maia Sandu, dar în fapt, ei vin acasă, vorbesc cu rudele, cu cumătrii, cu birișorii și văd că, de fapt, televiziunile controlate de PD susțin alt candidat. Da, o clipă. Dar noi vorbim despre așa. Al doilea lucru care se întâmplă. Adică punem mai multe teme. Eu aș prefera ca să vorbim, să terminăm cu capitolul, cu transferul ăsta. Noi eram în prag de alegeri anticipate, da? De dizolvarea Parlamentului. Da. Dacă ne întoarcem la un an și ceva în urmă, în 2016, da? Exact 2 ani în urmă, da. Da. Spuneți, vă rog, este pentru Republica Moldova un fenomen pozitiv că noi avem o guvernare care funcționează, care în mare a păstrat cursul politic al Republicii Moldova. Există o continuitate în mai multe. Sigur că sunt și neajunsuri, sunt și probleme și mai departe. Dar în mare, asta este un lucru, adică un fenomen. Și a doilea, în urma acestui conflict, acestei crize care a fost în criză, cum a apărut? Da, în ianuarie, să mergem la legea anticipate. Sigur. Da, legea anticipate, poate da, dar alegerile anticipate trebuie să organizate constituțional. Adică Parlamentul trebuia să nu aleagă un guvern. Eu îmi cer scuze, doar ca să completez, nu vă contrazic. Uitați-vă, eu nu neg anumite realizări atinse de guvernul Filip. Și nu critic așa alb-negru, mai ales cunosc mulți oameni. Nu, Andrei, trebuie să epuizăm tema circulației deputaților. Nu, am epuizat-o. Este argumentată? Am epuizat-o. Da. Când vorbim de criza politică și Moldova aruncată în pragul alegerilor anticipate, într-o situație foarte grea, iarnă, suspendarea relațiilor cu UE și cu Fondul Monetar, deja apariția pericolului restanțelor salarii și pensii, destabilizarea, trebuie să ne aducem aminte și să recunoaștem că această criză nu a fost așa generată de factori externi, de pe lume sau de România sau de Rusia. Da. A fost o criză organizată în luna octombrie 2015, când crizele apar în urma unor conjuncturi nefericite. Membru alianței a recidivat. Așa cum în martie 2013, pe 5 martie, chipurile, moțiunea comuniștilor înaintată, de fapt era în interesul PD-ului, a votat demiterea partenerului său Filat. Eu nu-l apăr pe Filat acum. Dar e un precedent când tu, din interior, îți dai jos partenerul. Ulterior, în octombrie 2015, s-a întâmplat același lucru. Deja, folosindu-se de moțiunea socialiștilor, ați dat jos guvernul Filat. Sau guvernul, pardon, Strălet. Strălet, da. Deci, imediat s-a declarat, dumneavoastră nu, dar alți lideri de partid, în două săptămâni găsim soluții. Avem soluții. Știm ce facem mai departe. Păi, înainte de a da jos un guvern, mai ales din care faci parte. Și atunci era soluție. Atunci era posibil în 2 săptămâni. Atunci nu vă gândeați. Dacă PLD-MEU venea la guvernare. Asta e istorie. Iată, tocmai de asta eu voiam să precizez ceva, domnul Iacov. Partidul Democrat a mers la votul ăsta mixt tocmai ca să nu piardă puterea pe care o deține acum, anul viitor. Atâtea ore de discuție s-a avut pe tema, da? Că știu că domnul Popov are ceva mai interesant pe votul mix decât mine. De asta nu o să lansez ăsta bine. Mixtul este... Nu, alții au spus de chestia asta. Practic toți au jucat această... Eu sunt sigur, carte, e vorba de noi, sunt sigur că toate partidele care acum pledează pentru votul mix și-au adus aminte, nici nu știu, iau cam... Spuneți, dar ce e rău? Dar ce e rău în aceea? Sau pentru Moldova este o premieră că partidele iau câteodată decizii care sunt favorabile momentului, situației lor și mai departe. Arată-ne un partid în lumea asta care ia decizii favorabile partidelor oponente. Hai să fim serioși, înțeles? E mare da. Dreptate.
Asta este. Dacă tu ai posibilitatea să iei o decizie și această decizie corespunde intereselor tale și corespunde dorinții tale de a-ți asuma răspunderea, de a merge mai departe, asta este decizia partidului. Altceva este că acei care ne privesc trebuie să aprecieze odată în 4 ani de zile a fost corectă o decizie sau a fost necorectă. Asta e jocul democratic. Dacă noi venim toți acum, hai să poftim în jurul nostru, toți, România, Ucraina, Federația Rusă, Georgia, toți au trecut prin această experiență. Codul electoral în foarte multe țări se schimbă destul de des. Nu vorbesc în țările cu tradiții seculare, înțelegeți? Uh-huh. De ce? O să trăim și o să vedem. Dar de data asta o să trebuiască să trecem peste această experiență. Toți au vrut populismul ăsta ne omoară. În țară săracă vrem în fiecare zi să majorăm ceva, să dăm, să bucurăm. Sigur că da, dar tu poți să împarți atunci când ai ce împărți. Tu adună la buget, tu creează condiții pentru business, tu sprijină business-ul, adă investiții, crește bugetul, majorezi salariile. Opoziția la noi dimineața până în seara se ocupă cu fel de fel de inițiative de genul ăsta. Și votul popular și imunitatea deputatului. Aduceți-vă aminte în aici 20 de ani. Acum de sistemul mic. Ați spus Doamne ferește, în fiecare săptămână, știi? Ați spus un lucru fundamental și eu de aici vreau să preiau. A spus că este important ca alegătorii să poată în ziua votului să aprecieze activitatea guvernării. Da. Ori una din cauzele de ce eu critic această reformă, fiindcă sunt convins că este o unealtă anume de a schiva de la răspundere și de a eluda nota pe care populația pe merit sau pe nemerit. Eu nu judec acum. Dar este evident că foarte multă lume nu absorbe argumentele dumneavoastră că stabilitatea cu orice preț, de altfel eu admit că țara e mai stabilă acum și stabilitatea este o premisă importantă pentru dezvoltare. Dar e o altă realitate. Stabilitatea și continuitatea. Și cursul politic. Că sondajele demonstrează că Partidul Democrat, din păcate, a devenit cel mai neiubit partid și este... Andrei, nu v-am ascultat. Uitați-vă, sondajele arată... Chestia cu iubire e foarte... Exact. Foarte, nu mă vreți voi, o să vă... Uitați-vă. Din păcate, acest și Comisia de Veneție, care este depozitar de experiență europeană în materie de drept constituțional și sistem electoral, la fel și cu oficiul OSCE pentru drepturile omului și instituții democratice, au dat un verdict foarte clar. Și el spune simplu. Această schimbare în condițiile Moldovei de azi este inoportună, căci avantajează de o manieră disproporțională pe cei care au bani. Și există riscul foarte mare ca deputații independenți să fie aleși în interesul și să cadă sub influența celor care au bani. Ori acum noi cunoaștem cum funcționează Republica Moldova și care este rolul Partidului Democrat și care este paleta de resurse și instrumente pe care acest partid îl are. Și în cadrul sistemului mixt, în aceste 51 de circumscripții, vor fi 51 de campanii mici. Campanii mai scumpă. Doar Partidul Democrat și parțial Partidul Socialiștilor au resursele necesare pentru a face inginerie socială și politică și a aduce spre câștig nu deputații propriului partid. Asta este. Dar deputați independenți, fără niciun fel de miros și culoare, fără niciun fel de semne. Știți că avioane în război zboară, au semnele steluță, cruciuliță, știi. Dar o să fie niște avioane, oamenii nu o să știe a cui sunt. Mulți o să creadă că sunt candidați opoziție, împotriva, sau independență. Și mie mi se creează impresia că anume aceasta este miza Partidului Democrat, să aducă un grup puternic de deputați independenți, care să culeagă votul protestatar, iar după ce primesc mandatele de deputat, ei să voteze așa cum trebuie și să prezerveze Partidul Democrat, de fapt conducerea acestui partid, la guvernare. Și instituțiile vor rămâne... Oricum, eu cred că voi să aveți timp suficient ca să demonstrați toate plusurile și toate minusurile sistemului electoral. Una, a doilea, eu cred că și această decizie și aceste alegeri
va fi o experiență pentru Republica Moldova, eu mi-aș dori ca ea să fie pozitivă. Și sarcina Partidului Democrat acum este ca să demonstreze că cei care cred că n-au dreptate. Adică să organizeze. Demonstrați? Păi eu mi-aș dori ca noi să demonstrăm lucrul ăsta. Să organizăm guvernul, majoritatea parlamentară, să organizeze alegeri democrate, cinstite, egale, civilizate, cum vreți. Ca rezultatul alegerilor să fie recunoscut de comunitatea internațională, de partenerii noștri, de donatorii noștri, să fie recunoscut de cetățenii Republicii exact. Moldova și următorul guvern care va să aibă legitimitate. Să aibă legitimitate. Iar pentru aceasta este important ca oamenii da. Nu vă completez. Și asta este sarcina partidului. Acum, partidul și-a asumat răspunderea guvernării. Să știți că poate mă repet încă o dată, dar această povară este foarte, foarte importantă pentru partid. Și responsabilitatea tot este foarte importantă. Fiindcă așa. Dacă nu te isprăvești cu această povară, vei fi penalizat, vei fi pedepsit și mai departe. Acum, în ceea ce privește aceste persoane, acești candidați de care i-ați numit independență și concursul acesta, noi, în principiu, am avut astfel de alegeri în 1990. Când exista Partidul Comunist, când exista mașinăria respectivă a Partidului Comunist, și noi am văzut în Parlamentul Republicii Moldova, în nou parlament, foarte mulți oameni necunoscuți, care nu aveau nimic cu sistemul, cu partidul și cu puterea de atunci. Da. Au apărut. De ce credeți că alegătorii noștri nu sunt capabili să deșearnă? Vă spun de ce. Eu cred că... Mi-ați spus o întrebare. Da. Dați-mi voi să răspund. Eu sunt convins și noi putem să vizionăm această emisiune peste un an și câteva luni, după alegeri. Și presupunerea mea, destul de fermă, și vreau să mă contraziceți acum, că Partidul Democrat în circumscripții uninominale va avea cu mult mai puțin deputați aleși decât deputații independenți care ulterior, dacă se va ajunge la votarea unui guvern condus de PD, vor vota pentru acest guvern. Eu cred că numărul lor va fi cel puțin de 20. Credeți că este temeinică această presupunere? Bun, dar nu, dar să dar, înțeleg. Admiteți? Pe acești deputați, pe acești oameni, îi vor vota populația Republicii Moldova. Noi avem încredere în populația Republicii Moldova. În populație avem, dar în cadrul care se asigură exprimarea votului liber și reflectarea voinței poporului în mandate, eu, mă scuzați, nu am încredere. De ce? Asta este misiunea noastră, misiunea televiziunilor, observatorilor. Noi vedem unde sunt televiziunile și ce. Dumneavoastră aveți câteva televiziuni de partid. Nu s-a de unii. Eu n-am niciuna. Dumneavoastră nu aveți niciuna, dar sunt televiziuni care arată de dimineață până seara despre binefacerile și acțiunile unui singur partid, Partidul Democrat, iar altele partide, în special cele de dreaptă, Andrei Năstase odată, Maia Sandu, dar și Renato Usate, parțial și socialiști, sunt criticați din cap până în picioare. Criticați asta în cuvânt moale. Mâzgăliți, așa, cum spune popor. Așa, deci... Este o competiție. Unu, televiziunile. Doi, desigur, nimeni nu poate nega că Partidul Democrat s-a organizat. Și este, pe departe, cel mai organizat partid. Cu structuri teritoriale, cu servicii descentralizate, cu pârghii, cu business, cu resurse. Și, desigur, așa un partid poate să conducă o campanie de așa manieră în fiecare circumscripție, ca să aducă la câștig nu candidatul PD-ului, fiindcă totuși se cunoaște că e greu, dincolo de câțiva candidați în lideri recunoscuți, dar să aducă deputați independenți, dar de nădejde. Independenți ca formă, dar pro ideile, de fapt pro interesele conducerii PD, ca esență. Eu v-am propus mă după Eu vreau ca să fie deputați care corespund cerințelor pentru un deputat, care el să înțeleagă legislația, să înțeleagă domeniul în care funcționează și mai departe. Domn Diacon, noi o să avem turul 2. Legea votului mic se schimbă, cea votată, aprobată, intrată în vigoare și așa mai departe. Nu s-a discutat nimic. De ce președintele țării Gordonan apare la TV, o singură dată a ieșit și a dat de înțeles, a zis-o chiar, că ar putea amâna aplicarea votului mix pentru 2022?
pentru că anumite solicitări de domnișare... Invitați-mă, domnul Dodor, și eu o să vă spun. Lansate către PD, asta și-a întrebat. Nu știu. În primul rând, președintele, dar cum să anuleze? Trebuie să... Nu, poate fi amendarea. E că domnul Lupu, fost președinte de PDM, a fost în acest studio săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, și a spus foarte ferm. Sunt speculații neîntemeiate, nu vom modifica esențial legislația și legea electorală și nu va fi turul 2. Dumneavoastră puteți, fiindcă eu știu că dumneavoastră foarte greu, de fapt nu că foarte greu, eu nu vă cunosc ca un om care să spune lucruri în care el să nu creadă. Dumneavoastră puteți să eludați întrebările, să nu dați tot răspunsul, dar din experiența mea, să vă privesc în față și să-mi spuneți, Andrei, o să fie alb, dar știți că e negru? Nu. Domnul Diacu, dumneavoastră excludeți posibilitatea că va fi modificată legislația și că va se introduce turul 2. Sau eu, nu excludeți? Eu nu sunt calc tradițiile și o să spun că nu au fost alți semne de discuții. Dar așa. Da. Acum, de unde vine această întrebare? Și eu ieri am urmărit cu interes. Da, eu mă gândesc și eu am ridicat problema aceasta cu turul 2. Aha. Și am venit cu argumente că este... Cum e mai bine? Este, pentru Partidul Democrat este mai bine ca să fie turul 2. Just. Și pentru Partidul Democrat... Dar de ce? Din experiența din trecut, fiindcă dacă candidatul Partidului Democrat trece în turul 2 cu un socialist, exact, toți ceilalți votează Partidul Democrat. Dacă trece în turul 2 cu cineva din dreapta, atunci alegătorii socialiști votează pentru Partidul Democrat. Exact. Dar mai mult decât atât. Așa s-a votat toți acești ani. Deci eu... Și la momentul discuțiilor, eu am propus, domnule, hai să ne gândim bine. Nu, iată, Partidul Democrat a fost foarte generos. Partidul Democrat este meșter... Socialiștilor, tuturor. Domnul Gonț, eu cred că Partidul Democrat este foarte abil. Un partid care știe să construiască combinații tactice, manevre, disimulări, distrage. Acum, după această, discuție cu domnul Diacov, eu sunt gata să spun un pariu. Da. Andrei, toți anii aceștia, flancul stâng și flancul drept, alegătorii erau mai dar acum nu mă fac mobilizați. Exact, uitați-vă. Eu cred așa. Urmărind un tur, alege într-un tur înseamnă așa cum votează oamenii într-un tur, așa și va fi. El poate fi asimuit cu rezultatele primului, cu nuanțele de rigoare, cu rezultatele primului tur în alegeri prezidențiale din 30 octombrie 2016. Și în acele alegeri eu mi-aduc aminte că Partidul Socialiștilor a luat peste 30% în fiecare raion, cu excepția Ialovenului, în care a luat 27%. Mai mult decât atât, în jumătate de circumscripții, steluța Partidului Socialiștilor și candidatul Dodon a luat 40 și mai mult de procente. În jumătate de raioane. 40 de procente. Mai mult decât atât. Eu mi-aduc aminte și dumneavoastră dinamica votului în Chișinău. De altfel, acum o veste că această comisie deja a identificat și au căzut de acord că în Chișinău vor fi 11 circumscripții. Dacă rămâne turul întâi, există șanse foarte bune ca doar în Chișinău Partidul Socialiștilor din primul tur să obțină 7, cel puțin 7. Și explic de ce. Zinaida Greceanu, vă aduceți aminte cu ce diferență mare a pierdut în turul 2 de la Dorin Chertoc. Dar dacă vă uitați și asta am făcut-o eu. În primul tur, doamna Greceanu a câștigat detașat, nu așa, cu un procent, dar cu 10%, în sectorul Botanică, în sectorul Ciocană, la Vadodovodă, diferența a fost foarte mare. Dar în turul 2, acest simbol, brand al Partidului Socialiștilor, nu mai funcționează. Cei care votează pentru socialiști e bine disciplinat, au venit și mai mult ei nu prea au rezerve. Dar partidele de dreapta, pro-europene, cum le spuneți dumneavoastră, viitorii noastre parteneri, ei se aliază, se mobilizează în turul 2. Și deoarece l-ați auzit ieri pe Iurie Leancă și am urmărit cu acest interes și mi-aduc aminte că domnul Leancă a apăsat pe argumentul că alegerile trebuie, domnilor, să schimbăm sistemul, fiindcă să-i oprim pe socialiștii lui Dodon, dar în spatele căror stă Putin, de la guvernare. Și eu aș fi avut o întrebare față dumneavoastră. De altfel, mi-aduc aminte cum a fost prima mea vizită politică, a fost în raionul Cimișlie cu dumneavoastră în iunie 2009. Dar iată, în Cimișlie,
un minut de atenție. Uitați ce cifre a dat turul întâi. În turul întâi din 30 octombrie, domnul Dodon a câștigat 42%. Maia Sandu, 31%. Diferența de 11%. Și eu mă opresc aici. Permiteți-mi. Permiteți-mi. Să judece telespectatorii. Uitați-vă, cum vine că în primul tur Dodon a câștigat la Cimeșlie 42%, Maia Sandu a obținut 31%, Iurileancă 20%. Dar în turul 2, Maia Sandu a absorbit tot votul dreptei și a câștigat Cimeșlie cu 53% față de 47. Deci în turul 2... În primul rând, suntem doar gândul. În turul 2, Cimeșlie, un exemplu, probabil județul, raionul în care posibil va candida domnul Leancă, căci rezultatul lui în Cimeșlie a fost de 5 ori mai mare decât media pe țară, a avut 20%, pe când în țară a avut mai puțin 4%. Da. Întrebarea mea este logică, este absolut logic că acest alegerea într-un singur tur avantajează net Partidul Socialiștilor și dezavantajează partidele de dreapta despre grija cărora le votați. Adică dumneavoastră le sugerați să întrebați în turul 2. Eu deja pot să fac pariu cu dumneavoastră aici că va fi Partidul Democrat va veni cu turul 2 ori la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, ori la începutul viitoarei sesiuni. Dumneavoastră, sunteți gata să spuneți că nu? Domnul președinte Lupu a spus că eu niciodată nu spun că nu. Eu am spus că eu am avut o opțiune foarte clară la început. Logică. Dar vreau să vă combat și pe dumneavoastră, fiindcă nu poți compara rezultatele alegerilor de acum 4 ani urmă. Noi atâtea exemple de felul ăsta. De alegerile de acum un an. În 93 Partidul Democrat Agrar a avut 56 de mandate, în 98 a avut niciunul. Partidul Urechianu la fel, Partidul Bradiș la fel. Noi am trecut și noi prin această experiență. Acum comuniștii, PCD, PLDM și așa mai departe. Am văzut sondajele. Sondajele creditează Partidul Socialiștilor cu prima șansă. În aproape fiecare Este adevărat că flancul strâng și flancul drept întotdeauna sunt mai mobilizați. Alegătorii sunt mai mobilizați. Asta depinde de actorii politici, dacă ei îi vor menține mobilizația. Pe de o parte. Pe de altă parte, din păcate, și spun chestia asta cu tristețe, campania electorală în Republica Moldova s-a început. Iată așa, prin intermediul televiziunilor, încet, competiția aceasta merge. Eu mi-aș dori ca alegerile, campania să se înceapă cu 3 luni de zile înainte de alegeri. Dar atenția aceasta și presiunea asupra alegătorului va avea și un rezultat. Eu sunt convins și putem să punem pariu. Va avea și un rezultat asupra alegerilor. Eu nu vreau să-l spun care. Eu sunt om liber și pot să spun care. Am făcut deja două. Și nu este acela care îl spuneți dumneavoastră. Am făcut deja două enunțuri. Nu este. Contraziceți-mă. Am făcut două enunțuri. O să depindă de actorii politici. O să depindă de oferta electorală. Noi, oferta electorală trebuie să atunci la casele oamenilor. Noi venim la televiziune și ne batem unul cu altul. Nu, unde să ne batem? Dreapta cu stânga. Noi nu ne batem. Dar partidele. Și fiecare vine și consideră că asta e cea mai bună idee. Să vorbească cât de rău este oponentul său. Nu. La oameni vină și spune ce ai de gând să faci tu. Da. Și atunci opțiunea electoratului se va limpezi. Domnul Deacov, de câteva ori a folosit un cuvânt la plural. Televiziunile. Televiziunile au făcut campanii, au început campanii. Televiziunile deja vor juca un rol. Dar noi cunoaștem că aproape două treimi din televiziuni cu impact sunt controlate politic. Este un lucru cunoscut, este recunoscut. Și în același măsură sunt cel puțin vreo trei televiziuni care nu sunt cu impact și nu sunt controlate. Două treimi din televiziuni sunt controlate de Partidul Democrat. Și anume la aceste televiziuni, eu văd că această campanie s-a început și ele vor avea un rol extraordinar de important în campanie. Iar când vorbiți de ofertă, oamenii se judece. Domnul Deacu, dacă eu mă uit cum sunt prezentate alte partide, eu i-aș sfătui pe toți care fac televiziuni să încerce să aranjeze în așa fel lucrurile ca să nu fie o supra-saturație ca să nu fie o supra-saturație. Eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care schimbăm noi tactica emisiunii cu ceva nou. Da, bro. Okay? Și după să vedem. Publicitate, domnilor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domn Iacov, dar oamenii ies la protest. Și ies serios la protest, adică ne-ați votat voi votul mix. Deci nu-i ascultați deloc. Ce înseamnă nu-i ascultăm deloc? Mă ascultăm? Bun. Într-o societate democrată, uite, Macron. Macron a câștigat alegerile fulminant, a avut un rezultat, Europa a salutat, Franța era bucuroasă, avem un președinte tânăr, cel mai tânăr din istoria Franței. Și acum proteste. Bun, întotdeauna unele decizii a guvernării trezesc aplauze în societate. Domn Iacob, dar dumneavoastră aveți curaj să candidați pe o circumscripție? Să mergeți pe lista de partid? Dar, în general, dumneavoastră mai candidați, domnul Iacob? Nu știu. O să decid. Nu, serios vă întreb. Păi eu am o responsabilitate față de partid. Eu vreau ca partidul să crească, să înflorească, să existe oameni tineri, cum spunea Andrei, și independenți și neindependenți. Dar în Parlament este nevoie de unul, doi care să păstreze tradițiile, să spune băi, domnule, iată așa a fost, iată așa trebuie să fie. Chiar trebuie să intrați în istorie ca cel mai longeviv deputat. De ce? Eu am prietenul Voronin, care e longeviv. Așa că... Deci candidat, dar nu se știe. Și nu numai, acolo mai sunt. Eu am fost lipsă 4 ani de zile în Parlament, așa că ce problemă? Cineva vă întreba azi, în 2009 v-a ajutat Marian Lupu să ajungeți în Parlament. Anul ăsta, anul viitor, vă ajută cine? Cine e primul pe listă? În primul rând, noi am ajutat lui Marian Lupu ca să devină democrat. Așa este. Și noi, pe urmă, împreună, am obținut un rezultat bun. Pentru că 2001 și 2005 n-ați intrat în Parlament. Da. 2009, datorită domnului Lupu. Nu, și în 2005 a intrat. 2005 era bloc electoral, nu era PD. Da. Așa? Da. Și anul ăsta, anul viitor? Da, dar asta este important. Dar cel mai important este că este singurul partid care a avut schimbări interne. Da. Deja are a treilea președinte. Dar numărați partidele care au existat în Republica Moldova, foarte grajioase, foarte importante, foarte cu șefi mari, și unde nici unul nu există. Este singurul partid, acum pe fundalul căderii încă a două partide, da? Și care cred că nu știu cum care va fi soarta lor după aceste alegeri, și este singurul partid care funcționează și este activ pe scena politică moldovească. Și este singurul partid care menține acest echilibru intern. Nicăând la faptul că există, da, există critică, există manifestații, suntem o țară democratică. Așa este. Dar de ce în același timp, domnule Iacov, sunteți unicul partid cu care nimeni nu vrea alianță? Socialiștii se jură că nu vor cu voi alianță. Partidul Liberal Democrat zice că nu vrea alianță. Pasul Mai Sandu zice că nu vrea alianță cu voi. Platforma Da zice că nu. Eu vreau să vă spun că toți iubeau Partidul Democrat când el era slăbuț. Când avea 5%, 6%, când n-a trecut în Parlament, chiar era foarte iubit de toți. Fiindcă nu încurca nimănui. Uh-huh. Un partid puternic trezește foarte multe sentimente. Și nu întotdeauna cele bune. Înțelegeți? Fiindcă este un partid concurent la celelalte partide. Da, tot zic și vor cu toate partidele care există vor să vină în locul tău la putere. Este o chestie normală. Eu nu văd nicio problemă în dialogurile astea, în critică, în relații așa mai aprinse între partide. Asta este concurența. Domn Iacov. Principalul să ne menținem în limita bunului simț, în limita Constituției, în limita, eu știu, ca să ne gândim la ziua de mâine. Ca să ne gândim, bun, dar eu întotdeauna m-am gândit, bun, ne batem, trec alegerile, a 20 facem. Partidul Democrat a avut această experiență de relații. Noi întotdeauna am ținut portița deschisă cu toate partidele și nicătând la faptul că am avut fel de fel de tentații și invitații și mai departe, am făcut alianță cu partidele de centru-dreapta. Eu vreau să vă spun, din propria experiență, cu partidele de centru-dreapta este foarte complicat să lucrezi. Fiindcă ne pornim de la flancul unionist și venim încoace. Noi am avut chestia asta cu tovarășul Roșca, cu alte partide care au fost acolo în Parlament și am avut tensiuni artificiale, dar care am fost nevoiți să le suportăm
Și asta este o problemă legată anume de ceea ce am spus înainte, din cauza lipsei de cultură politică, de tradiții politice, domnule, și așa mai departe. Iată, președintele formațiunii dumneavoastră, din care faceți parte, sunteți președinte de onoare, a zis-o recent că este gata după parlamentare să fac coaliție cu partidul de dreapta. Aici este o chestie șmecher pe care eu nu înțeleg. Și poate, în sfârșit, pentru că eu întrebam pe alții invitați, dar care nu erau din PD. Da. Vladimir Plahotniuc, când a zis asta, a avut în vedere și platforma DA? Eu vreau să vă întreb pe voi doi. Sunteți prezenți, sunteți cunoașteți destul de binișor scena politică. Vine Partidul Democrat în viitorul Parlament. Și mai sunt două formațiuni. Nu poate trei. Două. Și eu 20 cred. Și cu cine, deputații. Cu cine trebuie să facă Partidul Democrat coaliție? Poftim. Da. Ca să păstrăm cursul politic, să păstrăm continuitatea pentru Republica dreapta, Moldova. Deci cu dreapta. Pentru Republica Moldova e categoric important acest lucru. Noi nu putem o țară mică, o țară cu atâtea probleme, să mergem așa. 5 ani într-o direcție, pe urmă ne-am oprit, am schimbat cursul politic și în ducem 5 ani. Noi niciodată nu să... Dumneavoastră, vă imaginați aceeași masă Vladimir Plahotniuc, Maia Sandu și Andrei Năstas? Eu n-am nicio problemă. Eu o să-l ajut pe domnul Plahotniuc să așează la masă cu Maia Sandu, cu Năstase, cu cine trebuiește. Fiindcă eu n-am nicio problemă de comunicare. Andrei Popov știe chestia asta. Așa. Foarte adevărat. Cu ori, cine de lider. Da, dar pe mine m-au votat oamenii ca să vin în Parlament, să mă așez la masă cu oricine de el. Fiindcă pe Broșca la timpul respectiv, pe Matei la timpul respectiv, pe ce e acolo, Filat, sau pe Maia, o să-l voteze cetățenii Republicii Moldova. La fel de cetățeni buni și buni patrioți, ca și pe mine mă votează. Așa. Atunci eu ce trebuie să fac? Ca să corespund așteptărilor acestor oameni care m-au votat pe mine și pe dânșii. Ca să ne întâlnim în Parlament, să ne așezăm la masă și să luăm decizii în favoarea acestei țări. Domnul Iacov, da, cu Partidul Unității Naționale, dacă domnul Băsescu face campanie în continuare și se pare că va face și se pare că Partidul Domnișilor va fi în Parlament, la fel sunteți gata să faceți coaliții? Cu partidul care vine, nu cu Băsescu. Băsescu este cetățean României care a zăpăcit România, care vin de iluzii de șarte, aici în Republica Moldova, apropo. Dar partidul, dacă va trece, sigur că nu avem nicio problemă de a discuta. Dar dacă Băsescu va fi președintele acest partid? Sper că nu. Da, dacă va fi. De ce nu? E posibil să redobinească cetățenii. Are mare șansă să fie șomer acolo și să vină aici. Adrian Candu a spus foarte clar la replică că Partidul Democrat va face cu orice partid de dreapta sau chiar de dreapta puțin extremă naționalistă, așa a spus el, evident referindu-se și la acest partid. Eu spun mai larg, că noi suntem deschiși să discutăm cu toate partidele politice care vor fi delegați de către cetățenii Republicii Moldova. Să discutăm. Dar coaliția vom face cu partidele care corespund cursului nostru politic. Noi am spus că noi vrem ca integrarea europeană să aibă și rezultate pozitive. Domnule, noi nu putem să ne schimbăm cursul politic a țării din cauza că avem animozități între persoane fizice. Domnul Deacă v-a întrebat despre viitoarea coaliție. Aici e un lucru foarte, foarte interesant. Acum o săptămână, marțea trecută, și am urmărit cu atenție discursul domnului Plahotniuc, el întâi a spus așa, unele partide s-au apucat să facă și să desfacă alianțe, dar noi nu vom cădea în acest joc. Și fraza următoare, dar după alegeri vom face coaliție, încă trebuie decizie Consiliul Național, doar cu partide de dreapta. Acum, doar și dumneavoastră, și domnul Diacov, și telespectatorii s-au obișnuit că Partidul Democrat, știți, are sistemul de semnalizare de stat puțin de ochiat, disfuncțional. Când el arată la stânga, pentru mine deja când arată Partidul Democrat prea insistent la stânga, eu mă pregătesc, mă feresc că el să nu facă la dreapta. Și de câteva ori am decis. Adică, în alte cum. Nu toți sunt ca tine, știi? Așa este, eu sunt deja experimentat. Dar uitați-vă, eu, e că au trecut o săptămână, Vlad Plahotniuc, președinte partidului, a venit și a spus, facem alianță cu dreapta. E că tot comportamentul liderilor Partidului Democrat, cum au prezentat această inițiativă, cum se comportă televiziunile pe care le controlează, îmi spun mie contrariul. De fapt, Partidul Democrat, la fel cum chipurile au sunt-o pe Maia Sandu,
ca să o îngroape, știi? Eu am întâlnit oameni în campanie, în Porhei, la Rezina. Asta e istorie. Da, da, nu, da, am întâlnit oameni care chiar au spus, uite, nu știam cu cine să votez, dar după ce l-am văzut pe Plahotniuc susținut de pe Maia Sandu și pe Dodon, că au promis, dar Maia Sandu nu semnat așa, votez cu Dodon. Andrei. Diferența, domnul, nu e de glumit, diferența între Maia Sandu și Dodon, Igor, da, a fost de 4%. Ceea ce înseamnă că dacă 2% ar fi votat altfel, lucrurile erau altfel. Și eu sunt absolut convins că deși dumneavoastră ați promis și partidul extern și public că susțineți pe Maia Sandu, ați făcut totul, da, ca Maia Sandu să nu treacă. Acum, cum vă portați, cum expuneți? Eu vorbesc numai de Partidul Democrat. Eu nu vorbesc acum de toate partidele. Nu, eu ce facem noi? Ce spunem noi? Dacă Partidul Democrat ar fi autentic interesat să pregătească terenul... Trebuie să am grijă de toate partidele. Nu, eu vorbesc de Partidul Democrat. Eu spun că dacă Partidul Democrat, într-adevăr, ar fi dorit ca după viitoarele alegeri să facă alianță cu Partidul Socialist și Maia Sandu, poate Andrei Năstase, poate... S-ar fi purtat exact în mod opus. Nu ar fi țipat despre asta, nu ar fi vorbit despre rânza și ura și neseriozitate, infantilismul. Eu citez liderii partidului care spun duminică, asta e rânza moldovenească, asta e neseriozitate, infantilism, tot felul de epitete la adresa acestor partide, știind foarte bine, că o asemenea ofertă pentru ei este public inacceptabilă. Și faptul că dumneavoastră o faceți, o promovați atât de insistent, știind foarte și foarte bine că ei nu pot să spună da. Tu vorbești practic cu un curent electoral. Pe mine mă convinge, eu sunt cetățean, pe mine observator politic, pe mine mă convinge. Mă convinge că planul dumneavoastră nu este... Nu toți cu lupa citesc declarațiile politice, înțelegeți? Da, haideți. Așa e una. Planul este foarte, foarte, foarte... foarte punct culminant. Planul este următor. Spune tu care e planul nostru. Așa. Nu, eu spun. Eu nu spun. Sau eu am venit să spun care e planul nostru. Nu fă ce spune popa, ce face popa. Treaba de cum înțelegi tu. Eu înțeleg așa. Sau cum înțeleg oponenții noștri politici. Dar pot eu să spun cum eu înțeleg. Eu, Andrei Popov, cum înțeleg? Nu, dar de ce eu trebuie să fac sau să spun ceea ce... Asta e ipoteză. Îi șefrează ceilalți. Eu cred că... Treaba lor. Ne întâlnim în Parlament și acum discutăm. Iată, eu... Voi cu 10 mandate, noi cu 30. Eu nu candidez. Eu am decis. Eu nu candidez, da? Da. Doamnă, așa, eu nu candidez. Deci îmi permit să fiu... Eu n-am nicio agendă, eu sunt om liber, nu trebuie să armonizez ce trebuie să spun, ce nu pot să spun, ce mă să afecteze business-ul mie, care e relațiile mele cu unul sau cu altul. Nu, eu spun ceea ce cred și eu cred cu fermitate și în convingere că Partidul Democrat nu vrea, de fapt, să ajute partidele de dreaptă să obțină un rezultat rezonabil ca să poată face... Dar eu n-am terminat. Partidul Democrat vrea cât mai tare să dezbine dreapta, să fărămițeze... Dar de ce Partidul Democrat trebuie să descurajeze? Nu trebuie. Și ce să facă Parlament când ajunge? Pentru ca să ajungă cu vreo 15-20 deputați aleși cu acte în regulă Partidul Democrat, plus încă vreo 20 de deputați independenți și după aia să facă un anunț tresnet. Gata! Nu. Ceasul istoriei. Eu trebuie să facem alianță cu Maia Sandu. Maia Sandu nu o să poată face alianță și atunci spune interesul statului, interesul stabilității. Vrem să aruncăm țara la legi. Ce o să spunem? O să spunem oameni toți din toate colțurile ale Parlamentului. Nu. De la stânga, de la Dodon, de la Maia Sandu. Veniți la noi și o să fie o guvernare și mai nelegitimă, fiindcă o să se bazeze nu pe oameni mandatați, dar pe oameni pragmatici sau care sunt oamenii prelucrați. Andrei, ești într-un fel jertfă a propriei imaginații. Eu sunt jertfă experienței. Eu sunt învățat. Atunci când arătați prea insistent stânga. Voi m-ați invitat că eu să vorbesc, dar nu, dar voi puneți întrebări așa mai comentat. Eu sunt invitat că dumneavoastră, nu jurnalist aici. Dar mai rar așa, nu... Dumneavoastră m-ați întrebat. Vă rog, domn Dea. În primul rând, este amuzant chestia asta, că eu trebuie să vorbesc sau Partidul Democrat trebuie să vorbească în așa fel ca să placă tuturor, să nu împiedice pe nimeni, ca ei să crească și noi să stăm așa foarte timid, să îmblăm cu umbrela, nu cumva să... Dar Domnul ferește, este competiție. Dar spuneți-o că vreți să distrugă, să îngropați pe Maia Sandu, să iei cât mai puțin. Nu spuneți pe rânză, ură, spuneți-ne, Maia Sandu, ești concurent? Ai lucrat în America, ai urmărit campania prezidențială în Statele Unite ale Americii. Tu ai văzut ce se face acolo?
Și acum încă nu se pot liniști peste o an de zile. Noi suntem așa cum suntem, moldoveni. Moldoveni, din păcate, înțeleg, nu suntem deci, noi. Deci PD-ul pledează sincer? Sau cel puțin și eu vreau să vă spun că noi nu avem de gând, în orice caz eu așa înțeleg, și ca să stăm, să ne gândim zic și noapte, păi de acum să reacționeze socialiștii sau cei din dreapta, sau cei din mai dreaptă și așa mai departe. Dacă socialiștii nu faci alianță, domn Diacov. Treaba noastră este să vorbim cu legătorii din Republica Moldova, să le spunem că noi vrem continuitate, noi vrem integrare europeană, noi vrem să asigurăm stabilitate, investiții, chestii și așa mai departe. Exemplu trebuie să fie guvernul ăsta. Sigur că cum o să reușim să lucrăm, cum o să reușim să convingem și la urmă urmei să avem grijă ca și mesajele noastre să fie acolo îndreptate. Eu fac declarații nu pentru Andrei Popov, fiindcă eu știu că Andrei Popov are experiența lui proprie. Înțeles, Iacov? De atâta, lăsați, asta e o chestie obișnuită. Ați spus clar, interesul partidului să iei cât mai mult. Partidele dreapta vă încurcă. Apropo, încă o propoziție. Toate partidele, care, în orice caz, partidele mai importante, ca, așa că vizibile de astăzi, vor lupta pentru propria majoritate. Uh-huh. Cei din dreapta o să dorească să aibă propria majoritate. Igor Dodon a spus chestia asta, că noi vrem să fim majoritari în viitorul Parlament. Dar e unicul partid care are șansă. Și Partidul Democrat de ce trebuie să fie mai breaz decât dânsul? Partidul Democrat o să facă tot posibil ca să aibă propria majoritate. Tot posibil, adică se nepravdă, nepravdă. Dar asta depinde de calitatea guvernării noastre și asta depinde cum noi o să fim convingători adresându-ne alegătorilor. Dumnezeu. Și după aceea ne așezăm la masă, eu și după aceea negociere. Eu vă ascult pe dumneavoastră și eu sunt... Iați așa o încredere și aveți motive. Nu sunteți convins? Nu, în primul rând, eu vorbesc cum eu înțeleg. Da. Nu, eu ce vreau să spun? Doar să înțelegeți că dumneavoastră nu aveți varianta să fiți în opoziție. Așa este. Eu am fost în opoziție extraparlamentară. Am fost în opoziție când eu stăteam 4 ani de zile, eu și secretarul. Știu. Și am reușit să păstrăm partidul, da. să păstrăm echipa acum, de bază. Acum, varianta opoziție. De ce să nu spuneți așa sincer? Nu, doar sincer. Da. Că varianta, că acest partid democrat să piardă guvernarea... Partidul meu este mai organizat, mai puternic. Mai organizat, mai finanțat. Păi da, și eu confirm chestia asta. Și eu confirm. Mai mulți oameni, dar problema este următoarea. În orice stat democratic, puterea, ea este pregătită să plece, dacă a pierdut. Ori în Republica Moldova, eu am constatat că conducătorul partidului, cu care am o relație virtuală, dar complexă, nu, și a fost respect. Dar pot să spun așa. De istorie, știi că nu există partide veșnice. Eu știu asta. La guvernare. Eu știu asta. Socialdemocrația din Suedia au fost 36 asta. De ani. Dar au plecat în opoziție. Dar eu 36 de ani mai avem încă. Da. Domn Diacov. Gheorghe, ce se constată? Este foarte clar că Partidul Democrat și-a pus scopul cu toate mijloacele posibile, folosind toate resurse și dominație, superioritatea, este știi, ca Brazilia să joace cu... Nimeni nu interzice să-ți pui astfel de scopuri. Da? Principalul este să fii corect, principalul este să asigurăm alegeri libere, democrate, civilizate, recunoscute de comunitatea internațională. Asta este scopul. Faptul că echipa de fotbal a Strașenilor are șanse 99% să pierde de la Brazilia este una. Dar atunci când Brazilia mai are și arbitri și micșorează, mărește cum vrea, mărimea porții, controlează, schimbă regulile de joc și mai scoate, poate să iei cu mâna minge. Asta este. Dumneavoastră, din păcate, schimbați regulile jocului în favoarea dumneavoastră și dezavantajați alții de o manieră pe care nici nu poți descrie. Iată, noi azi îi avantajăm, le spunem oameni buni, nu pierdeți curajul, veniți cu mesaje clare, veniți cu programe clare, luați-l pe Andrei ca să vă ajute să faceți reclamă, dar când o să trebuiască să vii și la Partidul Democrat, Andrei, să ne ajute. Cum scriu mâniștirea? Partidul Democrat nu vrea să negocieze următoarea coaliție cu Traian Băsescu sau Dumitru Diacov nu vrea. Dumitru Diacov. Asta e părerea mea. Mm-hmm. Părerea mea că el a terminat în România și s-a mutat în Moldova să vândă iluzii. Da, are șansă. Eu am discutat, cum Băsescu spunea aici la voi,
Eu am discutat practic cu toți liderii politici din România. Nu l-am auzit pe nimeni niciodată vorbind de unire. Una. A doilea, oameni foarte serioși, care nu vreau, n-am acceptul lor, foarte serioși, cu funcții foarte înalte. Unii dintre ei și astăzi dețin aceste funcții, spuneau, noi nu avem nevoie de unire. Noi avem nevoie ca Republica Moldova să fie un fel de bufer între Est și România. Dar Republica Moldova să fie democrată, civilizată și așa mai departe. Păi dacă ați scos numai cu PSD. Doi. A treilea. România nu are potențialul. Și domnul Băsescu știe foarte bine lucrul ăsta. Nu are potențialul să-și pui în spate Republica Moldova. Trei. Și a patrulea este o problemă foarte delicată. Foarte delicată. Cu minoritățile, cu starea de spirit care există în Republica Moldova și starea de spirit care există în România, în unele zone a României. Deci, de atâta oameni serioși nu vorbesc de unire, dar oameni care au nevoie de voturi. Iată, ei vin aici. Cine? Nu-i clar că domnul Băsescu nu trece în Parlament. Unde fără voturi din Republica Moldova. În Parlamentul României. Domnul Băsescu a trecut din contul voturilor primite. Dar sunteți de acord că domnul Băsescu, așa cum a descris dumneavoastră, că iarăși, domnul Diac, nu vă supărați pe mine. Dar nu vă supăr, da. Dar eu când văd că omul spune alb, dar de fapt se gândește la negru, uitați-vă. E că dumneavoastră singur, eu știu că nu vă place Băsescu, unirea așa. Dar dumneavoastră, nu, dar care e problema cu dar politic, da. Politic dumneavoastră, da. Nu vă interesează ideologie, idealuri, dreapte. Vă interesează Partidul Democrat să se mențină la putere. Nu, Andrei, asta e greșiune ta. Iar pentru asta, eu, dar a spus dumneavoastră. În anii ăștia de participare în mediul politic, m-am convins că noi avem o tragedie foarte mare. Da. Care nu există nici într-o țară din spațiul ex-sovietic. Faptul că Republica Moldova are în mijlocul o baricadă, da. Și e împărțit în două tabere. Una, ăștia care vin și vând iluziile de un fel, și alții care vând altfel de iluzie. Și acum se produce această cimentare a acestor segmente. Și noi, țara asta, nu o să o unim niciodată. V-ați spus asta de foarte multe ori. Ați spus, o țară mică ca Republica Moldova, ca să dezvolte, are nevoie de efortul întregii populații. Dar dacă vine flăcăul ăsta și spune că hai să ne unim și o să aveți pensii, nu spune că ca să aveți pensii mari trebuie să muncim. Corect. Nu știm asta. Hai să ne unim și o să aveți pensii. Dar cine are de gând să ne plătească nouă pensii și salarii mari? Nu, RDG, noi avem exemplu. Hai să spunem. Dar sunteți de acord. Da. Nu simplu. Că singura agenda care poate să unifice țara, așa cum a spus domnul Plahotniuc la congres, da. Eu mi-aduc aminte, pe 24 decembrie, aș spus așa, ia că cum învață pe mine Aksakalu, referindu-mă la dumneavoastră, noi trebuie să plecăm geopolitică, să ne gândim la partid modern, pro-Moldova, să terminăm stânga, dreapta, Rusia. Și este unicul partid care problema, știți care este? Că singura agenda care poate uni moldovenii, știți care este? Agenda nu geopolitică, nu identitară, nu modificarea Constituției cu integrarea europeană. Singura agenda este stat de drept, instituții libere, da? Depolitizarea instituțiilor, investigarea reală a forței militare. Exact. Iar aceste subiecte mie mi se creează impresia că fugiți de ele ca dracu de tămâie. No. Și deși personal dumneavoastră admit nu vă place geopolitica, Rusia, Unire, NATO, chestii, discuții astea, dar interesul supraviețuirii Partidului de Guvernare este anume acesta. Să schimbe accentele pe temele acestea. Și acestui scop este subordonată inițiativa dumneavoastră de a schimba, de a introduce cursul integrării europeană în Constituția noastră. Așa este. Nu, vezi că tu judeci prea din opoziție chestia. Nu sunt opoziție. Da, dacă să vorbim așa, să vorbim eu spun așa sincer, cum este, sincer. Și eu spun așa cum este. Partidul Democrat este singurul partid la care vin oameni. Pro-moldovenesc. Da. Este singurul partid care nu are acest flag sau această lozincă. Hai ne ducem încolo, da, sau hai ne ducem dincolo. E foarte straniu de a spune singurul partid moldovenesc, dar liderul dumneavoastră, Adrian Candu, spune foarte clar. Vom face alianță cu oricine, chiar și de extremă dreaptă naționalistă, să nu fie socialiști. Nu. Asta este vorba de continuitatea
cursului politic al Republicii Moldova. Și tu când ai un partid care spune că noi vrem să ne ducem în Uniunea Euroasiatică. Dar cu Năstase. Și ai toate celelalte partide. Dar cu Năstase. Iacă nu cu Năstase sau cu Maia sau cu cine vreți acolo sau cine să mai întrebă. Usate. Da. Noi avem probleme bun de discursul, dar noi nu avem probleme în ceea ce privește integrarea europeană, în ceea ce privește modernizarea țării. Aici nu există cu partidele de dreapta. Ele sunt fundamentale. Așa cum Maia Sandu, Năstase spune că Partidul Democrat este principalul obstacol în modernizarea țării. Ei sunt concurs pentru a demonstra că trebuie să-i voteze populația. Eu nu mă mir de chestia asta. Dar cu cât credeți că va crește? Hai, spuneți până la capăt, oricum. Poftim? Spuneți până la capăt ce aveți. Scuzați. Voi... Dar noi astăzi, ca să ținem țara pe acest făgaș, da, ca să nu vindem iluzii de șarte și ca să mobilizăm această țară, avem nevoie de o majoritate parlamentară, da, care trebuie să o asigure. Și eu vă garantez că factorul principal o să fie Partidul Democrat, da, în ecuația, da, aceasta, așa cum a fost mai înainte. Eu când, apropo, în 98, Voronin în partea asta și ceilalți în partea aceea. Eu discut cu domnul Voronin, zic, uite, noi avem de restabilit relație cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, noi vorbim cursul european. Când s-a început cursul european? Nu, pe timpul guvernării noastre. Da, atunci... Iurie Leancă a fost primul ambasador cu misiuni speciale pentru... Nu Iurie Leancă, Partidul Democrat. Bun. Partidul Democrat, noi ne-am asumat răspunderea. Și sistemul de pensionar și sistemul bugetar și mai departe. Atunci s-au pornit primele contracte a noastră. Asta e istorie. Păi istorie, da. Dar Partidul Democrat a fost la acest început. Și Partidul Democrat a ales, dumneavoastră doar știți, poziția domnului Lucinski, presiunile care se făceau asupra mea, să facem altfel de coaliție. Și noi am făcut coaliție cu partidele foarte incomode din punctul ăsta de vedere. Cât e sănătate a mâncat Roșca cu ideile lui și cu învinuiri, cu fel de fel. Dar noi am menținut relații foarte bune cu România, am după o anumită etapă cu Partidul Democrat Agrar, am redeschis aceste relații cu România. Eu sunt foarte dispus. Am avut aceste discuții cu frații români, că noi vrem să avem relații bune, noi vrem, dar trebuie să scăpăm din chestia asta, fiindcă fluturarea drapelului unionist nu face altceva decât să întărească celălalt flanc. Și noi suntem în gol, înțelegeți? Nu, dumneavoastră nu sunteți, dumneavoastră acum, pot să completez. Da. Dumneavoastră nu sunteți în gol, dumneavoastră spuneți așa. Nu, Republica Moldova, când ai flancul unionist și flancul celălalt. Exact. Mie mi se creează o impresie iarăși foarte fermă, eu judec faptele, nu? Da. Eu să semnez sub fiecare declarație dumneavoastră. Faptele spun altele. Partidul Democrat este interesat în această divizare, în care există un pol, Partidul Socialiștilor, și o sprietoare, că vor veni socialiștii, vor întoarce țara spre Rusia. Și atunci noi, băi, de ce ne criticați pe noi? Nu scuturați pomă că... Nu, Andrei, nu. Tu vii cu dămașnie zădanie aici. Dar eu n-am dămașnie, eu acum îi privim. Bun, asta, în alte emisiuni puteți... Domnule, dar aici... Nu, sincer, nu, sincer. Asta spun eu. Dumneavoastră, sunteți de acord că Partidul Democrat contribuie foarte mult la polarizarea și divizarea în societate, prin anume acest mesaj, sprietoarea socialiștilor, care tot voi ați înflat-o, și acum îi spriați toată lumea și pe Maia Sandu, Maia Sandu, fii responsabil când îi duci. Eu recunosc că în Republica Moldova s-au creat niște antagonisme la timpul respectiv. Da, acum? La timpul respectiv. Acum, și aceste antagonisme se păstrează din diferite motive. Eu vreau foarte mult să fie așa cum spuneți. Dar eu văd cu ce se întâmplă. Nu știu. Cât crește, credeți, dumneavoastră, ratingul Partidului Democrat după anunțul domnului Candu că vrea modificarea Constituției și ține de articolul 13 ca să fie scris acolo limba română? N-am auzit chestia asta de la domnul Candu. Cum n-ați auzit asta? Eu știu că în 94 eu am pledat pentru ce? Ca în Constituție să fie scris limba română. Și pe deal merge pe asta mai departe? Nu merge, dar noi nu avem majoritatea necesară și noi acum... Cum n-aveți pentru limba română?
Mai mult decât nici seara. Nu, eu zic. Nu, da. PD-ul 42, Leancă Ghilescă 10, liberalii cât au rămas și cei și vechi și noi, aveți 69 de oameni, ia ca așa. Nu, da, stai, Uleacă. Noi am spus că modificăm Constituția cu cursul european. Nu, dar asta da, dar liberal democrații au spus cu limba română. Pe unii... Și atunci o să fie compromis. Cu asta nu se termină. Unul spune că trebuie să scrim unirea, altul trebuie să mai potoliți pe unirea, altul limba română și integrarea europeană, aveți voturi. A treilea spun că aveți voturi pentru limba română și integrarea europeană. Ați deschis cutia Pandorei dumneavoastră, nu altcineva. Cine deschide partea? Noi trebuie să încheiem de grabă și noi n-am vorbit multe subiecte. Nu, eu vreau să spun că dacă deschizi cutia Pandorei, cum spui singur, atunci noi ne împotmolim. Dar cine deschide partea? Cine a venit cu modificarea asta Constituției? Nu Partidul Democrat? Ce îți privește cursul european? Da. Asta nu mi-am zis că se face cu tipa întori. Pentru alții e important limba română, pentru alții neutralitate. Și atunci compromisul poate să fie, eu văd foarte multe șanse, să aveți un compromis. În schimbul integrării europene, să cedați sau să sunteți de acord cu domnul Leancă, Ghilețchi, domnul Ghimpu, cu limba română. Eu vă asigur că au existat discuții că nu cu asta se limitează. Cuvântul asigură, că nu un polițian asigură. Dar să puteți să mă asigurați pe mine și pe domnul Gonț și trispetore că Constituția, articolul 13, nu vă se va schimba. Nu că eu nu vreau, dar dumneavoastră a spus eu mă asigur. Eu nu pot să spun nimic. Acum, articolul 13 cum Constituție se va schimba. Se va schimba. Atunci când va exista o majoritate... Ea se prefigurează. Da. Împreună, în pachet cu integrarea europeană, se prefigurează 68, 69, 70 de voturi pentru schimbare. Asta oare nu va întări stânga? Nu va polariza societatea? Nu, asta va polariza societatea, asta va turna benzină în foc, spunând moldovenește. Deci, și asta va consolida această baricadă de care noi vorbim, lucru care noi nu... Dar dumneavoastră, ca lider de partid, nu puteți acum să spuneți că dumneavoastră nu o să admiteți acest lucru. Mai mult decât spuneți că dumneavoastră ați inițiat această deschidere a cutiei în Pandorei. Noi am spus de la bun început că Constituția, cursul european, punct. Bun. Și gata. Și fiindcă noi am avut discuții... Dar aveți nevoie în schimb. Noi am avut discuții cu colegii, cu unii, cu alții și cu alții, da. Care deodată au venit cu un șir întreg de imaginație foarte... Sigur. Fiecare dorește să-și aducă contribuție. Asta e politic. Și atunci trebuie să schimbi jumătate de Constituție. Nu articol, dar jumătate de Constituție. Două articole. Limba română și cursul european. Eu vă spun că nu sunt limbi. Nu se va întâmpla așa. Haideți să mai discutăm câteva subiecte și am plecat acasă. Da. Sau unii plecăm. Nu, plecăm. Care e problema? Așa. Domnul Iacov. Da. Care a fost logica ca purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat să anunțe că formațiunea dumneavoastră boicotează referendumul privind demiterea primarului capitalei, dar consilierul municipal să voteze pentru inițierea acestui referendum? Nu, n-am urmărit ce a spus purtătorul. Nu că purtătorul, dar PD-ul a anunțat oficial că boicotează referendumul. Prin intermediul purtătorului de cuvânt. Eu știu că noi am spus că noi nu ne implicăm nici într-o fel în acest... Și a spus că boicotați. N-am spus cuvântul boicotăm. Am spus că nu ne implicăm nici într-un fel. Noi avem un singur vot în Consiliul Municipal, poderea noastră nu este foarte importantă, din păcate. Noi nu am inițiat aceste dezbateri în Parlament. Deci, în Consiliul Municipal Chișinău. Da, se vor clarifica. Nu știu, eu știu că ați anunțat că boicotați de asta. Eu am văzut și eu în presă, dar eu vă spun cum am discutat noi. Că la noi știu, omul spune una, dar în presă apare puțin altceva. Adică, cred că s-a mers pe linie tradițională. Uite, ăștia au băgătat, ăștia au băgătat și ăștia au... Dar eu vă spun că noi nu participăm nici într-un fel. Așa a fost vorba. Mm-hmm. Bun. Cum v-a părut candidatul Partidului Popular European anunțat de către dumneavoastră din PD la funcția de ministru al apărării, domnul Eugen Sturza? Păi, noi vorbim că tinerii trebuie să aibă posibilitatea la să... La apărare? Da, ce... Eu vă întreb pe dumneavoastră. Dar eu, dacă vă întreb acum cine a fost ministru al apărării cândva, nu cred că cineva... Domnul Gaiciuc a fost, de exemplu. Da. Bun, domnul Găciuc a fost propus de socialiști. Socialiștii nu participă la guvernare. Domnul Sturza va fi ministru al apărării? Eu cred că da. Pentru că domnul Popov avea altă părere. Nu știu, așteptăm decizia curții constituționale. Deoarece eu am spus acum, când a apărut această candidatură, de o manieră foarte strană, nu anunțată de domnul Leancă. Astea sunt detalii. Astea sunt deja detalii din care pot citi.
Eu am venit cu ipoteză că era un joc aranjat pentru a crea o tensiune. Acum trebuie să recunosc că s-ar putea trebuie să amendez această analiză, cred că se va merge pe altă variantă. Nu găsirea unui candidat de candidatură, dar bătătoria unui căi. Înțelegi? Domnul Sturza, și eu sunt subiectiv, eu îl consider prieten, îl respect, îl cunosc din alte ipostaze și nu pot fi obiectiv la adresa lui, cum nu pot fi obiectiv nici la adresa Partidului Democrat, la care țin, vedeți? Dar ce pot să spun? Că două lucruri. Pe de o parte, prostiile care vin, șablonare, că doar un militar, general, poate să conducă armata. Este foaie verde. Deoarece, jumate de Europa, deoarece, Ministerul Apărării, este produs de doamne. Nu jumate, de doamne. În toate țările. Doamne foarte tineri. Dar nu e asta vorba. De armata noastră. Noi avem avut reforma sectorului de apărare. Statul major este separat de Ministerul Apărării. Rolul ministrului se asigură politic. Și aibă consilieri. Da. Bun. Candidatura domnului Sturza, putem discuta plusuri, minusuri, tânări, experiență, dar ce mi se creează impresia că este o încercare a Partidului Democrat, în primul rând, poate a PPM-ului, să creeze un precedent cum poți impune un ministru prin vetul președintelui Dodon, că el a impus vetul, da? Și în Parlament, Constituția spune că ministrul trebuie să depună jurământul în fața președintelui. Admiteți? Eu nu admit așa ceva. Andrei, există cel puțin două comentarii a Curții Constituționale. Da. Unul făcut pe timpurile noastre în 99, unde este scris foarte clar că în cazul remanierilor, în cazul aprobării de către Parlament a Guvernului, președinte este obligat să promulge legea, să se primească. Dar el nu vrea. Și faceți? Bun, dar eu nu înțeleg capriciile în politică de stat. Președintele este obligat. Eu chiar undeva în spațiu public am sfătuit. Domnul Dodon, ar fi fost bine ca el să spună pretențiile față de candidatura ministrului. Uh-huh. Să spună că eu nu sunt de acord, dar fiindcă eu sunt obligat conform Constituției, eu emit decretul. Dar asta era normal. Când președintele... Sinucidere pentru el, pentru da, nu este nici un sinucidere. Nu poate să facă acest lucru. Bun. Știți că... Nu, asta e treaba. Dar de ce? Asta e treaba lui. Dar în același timp să vii concomitent cu candidatură pentru funcție de prim-ministru, de ministru, ministrul apărării, în timpul când partidul nu participă la guvernare. Da. Când partidul este în opoziție. Da, cu ambasador. Nu, ce ocazie. Nu, ambasador este altceva. Nu, hai să... Dar eu, dacă dumneavoastră chiar vroiați să nu antagonizați, da. Eu mă întreb, a spus 7 candidaturi erau, Eugen Sturza are vulnerabilitățile sale, deși ar putea fi un ministru foarte bun. Nu, în felul ăsta putem să găsim vulnerabilități la oricare candidatură. Dar e că eu vă întreb. Da. Nu vă întreb dacă domnul Leancă știa. Probabil știa, deși mi s-a părut foarte straniu că vicepreședintele partidului a fost anunțat de alt lider de partid. Straniu de tot. Dar eu mă întreb, dar dacă chiar dumneavoastră ați fi vrut să vă aranjați, nu se putea cumva de comunicat cu președintele Dodon din timp, iar că lista dacă vreți chiar să rezolvați o problemă ca oameni de stat, să aveți un ministru de părere, nu vi se pare că ar fi potrivit, adecvat, să comunicați informal cu președintele, nu prin Facebook și televiziuni? Nu, aici nu, chiar nu vă pot spune, nu știu, domnul Filip a vorbit cu... Dar dumneavoastră cum credeți? Nu știu. Cred că nu. Nu exclud că a avut o discuție la telefon. Eu cred că l-a vrut să-l pună pe Dodon, Igor Dodon, în situație, fiindcă se știe că pornind... Dodon a spus așa, eu nu vreau om de-a meu, nu vreau om politic să fie, vreau să fie experiență militară și să nu fie în politic. Eu cred că printre cei 7 candidaturi... Președintele are dreptul și dacă interesul ar fi fost de, să, cum spune la Moldovan, de rezolvat o problemă, ia se putea rezolva amel, lumea și nu se observe. Da, e complicat pentru Dodon să... Acum e bătut că a acceptat ambasador degeaba. Apropo, bine că s-a blocat procesul. Dar dacă se dorea rezolvarea problemei, se proceda altfel. Dar impresia mea că se dorește iarăși tensionarea situației și crearea unor tensiuni pe alte subiecte, numai nu pe subiectul care poate uni țara, cum spuneți dumneavoastră. Stat, eu, instituții, opoziție, corupție, investigații... Aș putea să comentez orice decizie. Nu, dar eu nu sunt opoziție. Eu nu sunt opoziție. Iată, apropo de opoziție, și de foști parteneri. Observator neutru. Eu sunt observator neutru. Da. Fostul dumneavoastră partener din 2009 încoace, liderul liberalilor, domnul Mihai Ghimbu. Așa.
Zicea recent că Igor Dodon este, de fapt, în ghilimele luând, copilul politic al domnului Vladimir Plahotniuc. Că a fost făcut de către Plahotniuc președinte. Că nici măcar în timpul conducerii lui Vladimir Voronin nu se întâmplă în țară ce aici se întâmplă. Că miliardul se pare că e la voi la democrație. Că justiția e la voi la democrație. Totală. Este domnul Ghimbo, așa spune? Da. Eu nu știu. Doamne Popov, nu fiți așa de ironic. Nu, eu vreau să putem. Eu nu vreau să comentez ce vorbește domnul Ghimbo. Domnul Ghimbo are o anumită situație. E ajuns cu țitul la os încât spune ceea ce spune. Sau despre ce este vorba? Pentru că așa se pare dintr-o parte. Nu, eu cred că în situațiile astea este foarte simplu să pui întrebarea, bun, dar de ce acum ai venit cu ideile astea? Înainte ce nu erai, da. Nu vedeai, sau aveai altă părere, sau... Dar eu ca observator... Când ești în opoziție, dar domnul Ghimbo este în opoziție astăzi, sigur că atunci ești nevoit să vii cu multe lucruri, cu multe, multe, multe. Și noi o să auzim până la alegeri încă vai de capul nostru. Eu ca observator, într-adevăr, neutru. Eu n-am agenda, nu susțin pe nimeni activ, am simpatiile mele, Partidul Democrat, agenda. Eu am spus public, agenda, doctrina Partidului Democrat este simpatia mea principală. Eu n-am alt partid, n-am plecat la alt partid. Eu știu de chestia. Pentru că eu cred în ideile. Partidul Democrat, din păcate, ele sunt discreditate. Din păcate și profund. Dar altceva vreau să spun. Iacă dumneavoastră ca cetățean al Republicii Moldova, unde credeți că e miliardul și de ce iacă 3 ani au trecut și noi avem niște lucruri care sunt, știți, cuvânt impunitate, psidazvolenăs. Nebeznacaznost în limba rusă, impunitate. Când cel care e numit făptaș, organizator principal sau unul din ei, cum eu ca cetățean, spuneți. Dacă eu în studio, eu, bun, ca cetățean, eu am deși nu se găsesc vinovați? Deși? O să găsească. Eu sunt absolut convins și noi trebuie să facem și noi trebuie să rămânem pe calea cursului european, fiindcă numai în felul ăsta noi să ajungem când mai devreme sau mai târziu, toate lucrurile astea o să fie numite foarte clar. Eu am ele gânduri și suspiciuni și idei și mai departe. Și eu vreau ca structurile noastre, ele să iasă primele și să spună și să tragă la răspundere și mai departe. Și noi vrem lucrul ăsta să se întâmple, fiindcă tema miliardului este o temă serioasă pentru Republica Moldova, când toți s-au recunoscut și mai departe. Și atunci avem nevoie și noi suntem primii care avem nevoie să aducem claritate cât mai mult în chestia asta. Chiar astăzi am văzut, îmi pare că o știre că guvernul a transferat în fondul acestui miliard câteva sute de milioane de lei. Și tot asta a venit o știre de la Uniunea Europeană că oprește finanțarea pentru reforma justiției pentru că nu implementăm reforme. Știrea asta ați văzut-o? Nu, dar știrea cu justiția este o știre mai veche. Ea a fost acum vociferată. Da, just. Atunci nimeni nu știa cum să comenteze în perioada asta. Este o istorie care de mult. 28 de milioane. Dar tot astăzi a venit altă știre că Comisia Politică Externă. Care este poziția dumneavoastră? Comisia Politică Externă a Parlamentului European a luat o decizie în sprijinul Republicii Moldova și eu cred că echilibrul ăsta el o să păstreze. Sunt oameni, sunt partide, sunt partide concurente. Domnul Popov știe foarte bine. PPE-ul, de exemplu, niciodată nu o să sprijine un partid social-democrat din România. Da? Nu, domnul Leancă o să sănută. Întotdeauna a fost. Domnul Leancă este PPE și are corespondență la PPE. Deci, declarațiile astea, critici și așa mai departe, este un fenomen inerent procesului politic. Principalul ca noi să auzim lucrurile astea, principalul să facem concluzii din lucrurile astea, să corectăm niște chestii și mai departe. Uniunea Europeană va fi cu ochii pe noi. Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova, fiindcă Uniunea Europeană nu are de furcă cu partid, cu persoană și așa mai departe. Corect. Și Uniunea Europeană o să ne ajute ca noi să parcurgem și această perioadă. Dacă nu, vine de domnul. Dar a rămas oarecum suspendată întrebarea domnului Gonță despre ce a spus domnul Ghimbo cu PD-ul, miliardul. Uite, fac aici o confesiune. Da. Dumneavoastră, nu știu de ce aruncați săgete ca aș fi
partizan. Eu nu sunt partizan. Nu, eu am glumit, Andrei. Nu, eu nu sunt militant. Eu am ca cetățean. Eu trebuie să te provoc. Tu pe mine mă provoci de mai multe ori. Vă fac o confesiune, dumneavoastră. Da. Și eu am fost, nu odată am spus, și la Andrei Năstase și la Maia Sandu, și nu mi-a plăcut ceea ce a spus Maia Sandu în acest studio despre Eugen Sturză, că faptul că el cooperează cu această guvernare, el face lipsit de integritate. Dacă tu așa judeci pe tot cei mii de oameni cooperează guvernarea, rămâi fără oameni, fiindcă așa s-a întâmplat, cum am spus. PD-ul a absorbit oameni de calitate, da, cu caracter, cu conjunctură, dar asta sunt oameni. Pe asta se ține administrația, și în Ministerul de Externe, și în Economie, și în administrația publică. Deci, asta este diferența. Partidul Democrat îi apreciază pe acești oameni, dar alții concurenții noștri nu. Eu recunosc ceea ce nici Andrei Năstase nu o să spună, nici Maia Sandu, și poate o să fiu criticat pentru asta. Mai mult decât atât. Eu deseori și în public nu m-ați auzit odată să critic guvernul Filip, categoric așa, doar pentru acțiuni punctuale. A asigurat stabilitatea, a scos țara din criză în care parțial tot democrația au dus, dar ceea ce a făcut guvernul Filip a preluat țara într-un haos, într-adevăr, câteva luni de zile a fost foarte critic, acum s-a îmbunătățit de zi. Este foarte bine. În guvern, Partidul Democrat a acordat sprijin politic pentru câțiva miniștri despre care eu nu-i cunosc. Păi da, asta nu a meritul guvernului. Este și majoritatea care asigură acest climat. Da, PD-ul și ministrul de interne, și ministrul culturii, și ministrul finanțelor. Eu aud, pe unii cunosc mai bine, pe alții mereu, aud lucruri bune despre ei ca și specialiști. Da. Știți care este problema mea? Acest miliard este un argument foarte puternic. Iată, cu fiecare lună, cu cât eu văd că investigația nu se produce, tot mai multe suspiciuni și supoziții că, de fapt, cineva este interesat. Când asta vă publică raportul Crom? Eu vreau să vă spun că Partidul Democrat, care și-a asumat guvernarea, și-a asumat responsabilitatea practic de tot ce se întâmplă în Republica Moldova astăzi. Nu vedeți. Practic tot ce se întâmplă. În afară investigației miliardului. Este primul și eu sunt primul din Partidul Democrat care vreau să aflu cât mai multe lucruri și vreau ca cei care sunt implicați în chestia asta să poartă răspunderea. Și eu sper că structurile noastre de forță care se ocupă împreună cu experții internaționali, cu Crolul și mai departe, vor ieși. Au trecut 3 ani de zile deja, domnule. Bun, noi știm că a doilea raport acolo va fi acum, cred că în luna noiembrie publicat. Și eu sper că acolo vom găsi răspunsuri la multe întrebări. Și în urma acestor investigații, apariția acestui raport și structurile noastre se vor foi mai repede. Dar în cazul domnului Ilan Șor, justiția și-a făcut meseria, în opinia dumneavoastră? Eu nu sunt procuror să... Am întrebări și eu. Dar, domnule, să te-ai primit, apropo de Partidul Democrat, că... Și încheiem. Da. Da. Partidul Democrat, așa este, adunat oameni foarte buni, mulți din ei, și eu îi cunosc, și îmi pare rău de un lucru. Că ei au devenit ostatici. Nu a intereselor de partid, ca agenda dumneavoastră unificatoare, multietnică, balanț, politică externă, integrare europeană, dar fără să antagonizăm, neutralitate. Astea sunt tot lucruri frumoase în care eu credeam și cred. Da. Dar eu nu mai cred că Partidul Democrat cu asta se ocupă. Mie mi se creează că impresia că Partidul Democrat a devenit și oamenii ăștia buni care sunt acolo, au venit subordonați altor interese, care nu sunt în primul rând politice. Sunt interese de a rămâne la putere în primul rând. Și problema este că foarte mulți oameni ăștia buni, și în Rezină, și la Ocniță, și peste tot aveți, și în administrație, și în guvern, ei devin ostatici. Fiindcă vedeți cum spunea Maia Sandu. Gata, cei care cooperează cu Partidul Democrat, noi pe ei nu-i vedem ca viitori parteneri. Nici măcar pe Eugen Sturză, care nu are nicio treabă cu... Nu. Și asta e problema. Metodele prin care dumneavoastră acum încercați să rămâneți la putere, prin televiziuni, prin linșaj mediatic, prin atacuri, prin... Nu, ele vă fac... Nu dumneavoastră. Dumneavoastră este responsabil pentru sute de oameni pe care i-ați adus în partid. Nu toți care... Eu am ieșit, alții au rămas acolo. Ei rămân ca ostatici. Eu cred că dumneavoastră, și eu știu că dumneavoastră încercați, din câte înțeleg eu și alții... Haideți să încheiem pe această poate concluzie. Cumva, concluzie. Poate cumva, gata, tăvălugul ăsta să mai oprească puțin. Bun. Eu sunt foarte măgulit de faptul că, Andrei, tu rămâi... Eu rămân consecvent. Consecvent și retrăiești pentru Partidul Democrat și pentru cei ce se întâmplă în partid și succesele partidului și mai departe. Eu vreau să vă spun că noi nu mai puțin retrăim. Noi avem discuții, noi căutăm aceste probleme, neajunsuri și mai departe.
Dar, pe de altă parte, de multe ce spui tu, sigur că sunt rămășițele acestor antagonisme care ne-au marcat pe noi toți, pe opoziție. Bateți cu pumnul să vedeți la ședința acolo. Terminăm cu pumnul. Terminăm să-i leșăm, să-i discreditem. Nu se poate să vorbim murdăria asta pe Năstase, pe Maia, pe alții. Nu. Eu am spus de trei ori. Puneți așa, băi, controlați, dați ordine. De trei ori am spus. Asta și Olivia Vurtun face sau cine. Guvernarea este obligată să asigure alegeri libere, democrate, așa că se înștiințe partidul în așa fel ca toți oponenții politici să poată poată ieși în fața spectatorilor și să câștige, dar să câștige și el care trebuie. Nu să câștige și el care merită, care are cu și. Nu, tu ca fost membru al Partidului Democrat, o să ai posibilitatea să te bucuri. Eu o să mă bucur atunci când partidul va fi folosit pentru promovarea ideilor. Așa, dar nu ideile și declarațiile să fie folosite pentru acoperirea unor interese corporative. Încheiem cu ultimul cuvânt al domnului Popov. Da. Pentru că este invitat drept comentator și ne-a ajutat pe amândoi. Domnule, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes, domnule Diacov, în campaniile care vin. Ele vin vreo trei, una după alta. Da. Și, cum ați spus dumneavoastră, ne vedem în viitorul Parlament, da? Nu, să ne vedem poate mereu. Vă doresc o seară cât mai calm. Domnule și domnule, a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Importanță. Trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.